alertă la granița NATO. Vladimir Putin pregătește o lovitură în Balcani. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, are un alt plan acum, arată un colonel în forțele armate ale Ucrainei. El spune ce are de gând să facă liderul de la Kremlin. Planul lui Vladimir Putin Recent, publicația britanică de Telegraf a atras atenția asupra unei noi strategii adoptate de Vladimir Putin. Este vorba despre dezmembrarea NATO și exploatarea punctelor sale vulnerabile. Deși Alianța Nord-Atlantică a fost întotdeauna privită ca o forță stabilizatoare în Europa, Putin pare hotărât să-i testeze limitele. Unul dintre punctele slabe ale NATO pe care Moscova le-ar vizează acum sunt Balcanii. Această regiune cu istorie tumultuoasă are prezență variată a statelor membre NATO. Potrivit lui Vladislav Seleznev, jurnalist militar și colonel în forțele armate ale Ucrainei, serviciile speciale rusești conduse de Putin au desfășurat numeroase operațiuni secrete în ultimii ani. Acest lucru impune o amenințare reală asupra cheziunii NATO. Cu siguranță există astfel de riscuri, a avertizat Seleznev. Problema unificării alianței este întotdeauna relevantă.